Din imagini se vede cum copilul încearcă să se joace cu cel care ar trebui să-i fie tată, cel care ar trebui să-l protejeze. Bărbatul devine însă agresiv și începe să își lovească pruncul. Incredibil însă, mama copilului este cea care filmează și se amuză de joaca ce în scurt timp s-a transformat într-un chin pentru băiat. Bă, așa filmez! Nu facem așa, Andrei. Nu facem așa. Cu tata nu face așa. Bă, mușcă! Bă, mușcă, de ce? Uite, Iuliana, ce vă culmeri. Imaginile au ajuns la polițiști, care s-au dus imediat la domiciliul copilului. Întrebat de ce și-a bătut fiul, bărbatul a negat vehement. Apăreți-mă, v-ați văzut un video în care vă loviți copilul cu pumne și cu palme, că l-ar aveți câte bagi. Nu e adevărat nimic. Dar e drumul ăsta pe imagine. V-ați mai lovit până acum copilul? De ce v-a supărat pe el? Ce v-a făcut copilul? Nu v-a declarat, gata! Polițiștii au fost cei care au scos din casă femeia și copilul. Se pare că bărbatul nu este la prima agresiune asupra membrilor familiei. Mai sunt 3 sesizări, 3 dosare la poliție pentru violență domestică pentru această familie. Nu am cunoștință dacă au mai fost agresiuni asupra copilului, dar au fost incidente în familie care au fost raportate și sunt dosare la poliție. Copilul este încadrat în grad de handicap grav, iar acum ei sunt în divorț. A fost făcută anchetă socială la solicitarea judecătoriei pentru divorțul dintre cei doi părinți. Copilul cum era tratat în familie când ați fost acolo? La momentul la care am fost eu, mama deja nu se mai afla aici, la domiciliu tatălui. Era plecat în Iași, la bunici. Când ați vorbit cu ea, vă povestea că o bate, că i-a agresiv cu copilul? Era foarte grăbită, în general. Nu vroia să povestească foarte multe. Cazul a intrat imediat în atenția autorităților. Atât polițiștii, cât și cei de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului au demarat anchete. Este vorba de un copil de 12 ani care are grad de handicap, este hiperkinetic, este școlarizat în învățământul special. După ce s-a discutat cu mama și cu acel copil, s-a luat legătura cu specialiștii de la Direcția de Asistență Comunitară și în prezent mama împreună cu copilul se află într-o unitate de asistență socială a Direcției de Asistență Comunitară pentru victimele violenței domestice. De asemenea, specialiștii noștri au demarat și o anchetă împreună cu poliția, a fost sesizată poliția pentru a face investigații cu privire la identitatea acelui domn care lovește copilul și sperăm ca împreună cu cei din poliție să rezolvăm acest caz. Urmarea imaginilor apărute în mediul online cu privire la agresarea unui minor, polițiștii din cadrul secției 8 Poliție Rurală Lețcani s-au sesizat din oficiu și efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și rele tratamente aplicate minorului, în vederea stabilirii întregii situații de fapt și pentru luarea măsurilor care se impun. De asemenea, minorul împreună cu mama se află în prezent într-un centru pentru protecția victimelor violenței domestice. Mama și minorul vor sta în centrul de protecție până când se va lua o decizie în ceea ce privește bărbatul agresiv. Cel mai probabil, acesta se va alege cu dosar penal pentru rele tratamente aplicate minorului.